Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Înainte de a da citire moțiunii de cenzură, vreau să adresez toată recunoștința și toată considerația noastră acelora pe care, de-a lungul timpului, România nu i-a mai încăput, aceia care au fost siliți, într-un fel sau altul, să plece să caute o viață mai bună pretutindeni în lume. Pentru aceștia, noi am, și pentru familiile lor, noi am propus această moțiune de cenzură pe care o prezentăm astăzi în Parlamentul României și care se intitulează Victor Ponta, demis pentru exces de putere și blocarea alegerilor, dreptul la vot nu e o lozincă. Domnilor președinți ai celor două camere ale Parlamentului, reprezentanți al Guvernului, doamnelor și domnilor, stimați colegi, dragi români de pretutindeni, în 22 noiembrie 1989, în România se striga pe străzi, vrem libertate. Dreptul la vot nu a fost atunci pentru nimeni o lozincă. Era modalitatea prin care cetățenii își reintrau în drepturi, indiferent de opțiunea lor ideologică. Pentru a garanta acest drept, sute de români au ales atunci sacrificiul suprem, scandând un singur lucru, libertate. Își poate imagina cineva în această sală cum arată libertatea fără dreptul de a alege? Să înțeleg că nu. Au trecut 25 de ani, stimați colegi, un sfert de secol de la Revoluție și România cunoaște acum cel mai grav regres democratic. Discret, fără avertizmente, fără explicații, guvernul condus de Victor Ponta a început să blocheze și să elimine dreptul politic elementar la vot pentru milioane de români din țară și din diaspora. Guvernul Ponta a săvârșit abuzuri inimaginabile într-o țară democratică, fără scrupule și fără regret. A călcat și calcă în picioare Constituția și legile, deciziile justiției, doar pentru a rămâne în scaunul de la Palatul Victoria. Modul în care sultanatul lui Ponta se raportează la votul prin corespondență și la românii care trăiesc în afara granițelor țării arată clar că nu îi pasă nici de viața, nici de părerea copiilor și fraților noștri care își câștigă existența în străinătate. Mulți dintre ei s-ar întoarce și mâine acasă, dar dacă ar avea condiții decente de trai și un loc de muncă prin care să-și întrețină familiile. Domnule Ponta, dacă ați fi pe jumătate preocupat de guvernare cum sunteți de viitorul domnului Șova, poate că aceste deziderate ar fi pe cale să fie atinse. Această moțiune de cenzură ar fi putut fi axată, de exemplu, pe incompetența lui Victor Ponta și a miniștrilor săi, pe proasta guvernare, modalitatea dezastroasă în care a fost gestionat proiectul Cardului Național de Sănătate, ar fi putut constitui oricând o temă pentru moțiunea de cenzură. Guvernul Ponta a demonstrat o nepăsare crasă prin faptul că nu a făcut singurul lucru prin care ar fi evitat haosul și miile de români de la cozi, și anume să comunice. O altă moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului Ponta ar fi putut fi determinată de aberațiile fiscale fără precedent în domeniu. Operațiunea Bacșișu a arătat unde poate duce izolarea politică de realitate a unui ministru care peste toate îi mai lua și în derâdere pe cei care erau în imposibilitatea de a se conforma acestei măsuri aberante. Domnule Teodorovici, și dumneavoastră trebuie să plătiți pentru asta, pentru că împreună cu Victor Ponta ne transmiteți același lucru, sfidare și bătaie de joc. Victor Ponta trebuie să plece. Motivul este atitudinea sa ostilă față de justiție, temă care ar fi putut reprezenta o altă moțiune de cenzură. Guvernul Ponta este guvernul cel mai curat, guvernul cu cei mai mulți miniștri pus sub urmărire penală în timpul exercitării funcției. Darius Vâlcov a fost ținut în guvern până aproape de momentul de a fi arestat. Victor Ponta își dădea cu părerea dacă ar fi sau nu vinovat. Liviu Dragnea, condamnat în primă instanță din poziția de ministru, Victor Ponta acuză acum nici mai mult, nici mai puțin, că justiția face politică.
Domnule Ponta, instanța a condamnat faptul că Liviu Dragnea a determinat falsul în listele electorale, nu că a îndemnat oamenii să iasă la vot. Iar dovada cea mai clară pentru acest lucru este că niciun lider politic nu a fost condamnat împreună cu el. Să mai vorbim de cazul Dan Șova, pentru care ați făcut orice ca să nu ajungă în fața unui judecător, ca orice simplu cetățean față de care s-ar cere arestarea preventivă? A devenit evident pentru toată lumea că vă e frică de ce ar putea spune Dan Șova. Acesta este adevăratul motiv pentru care au trecut mai bine de 2 luni de zile de la votul din Senat fără să se întâmple nimic. Au fost 2 decizii ale Curții Constituționale pe care le-ați ignorat. Ați preferat o telenovelă absurdă a hârtiilor plimbate între plen, biroul permanent, comisia juridică și retur. Victor Ponta, oricât ai dubla, oricât ai mincit și înșela, oricât ai încercat să găsești vinovați pentru ceea ce faci, nu poți prosti acest popor. Ți-a arătat o verde în față la alegerile prezidențiale, dar se pare că nu ai înțeles nici acum ce ai pierdut. Doamnelor și domnilor, moțiunea de cenzură putea să vizeze aceste teme enunțate și poate multe altele. Logica parlamentară însă ne permite o singură astfel de acțiune în fiecare sesiune. Motivul fundamental pentru care considerăm că trebuie acum să retrageți încrederea acestui guvern este faptul că și-a bătut joc de ceea ce este mai sfânt într-o democrație. Vedem de dimineața până seara enunțuri docte la televizor sau pe holurile Parlamentului. Marota, nu există politică fără politicieni. Semnatarii moțiunii întreabă, există politică fără voturi? Poate că acum este momentul să ne gândim extrem de serios dacă ceea ce face acest guvern, această majoritate parlamentară care îl girează, se mai numește politică. Singura, dar singura sursă a politicii, stimați parlamentari, este votul. Partidele, Parlamentul, Guvernul, Președintele, Statul există doar pentru că cetățeanul își poate exprima încrederea prin vot într-un politician sau altul. Fără vot nu există încredere, iar fără încredere nu există politică. Din păcate, ceea ce definește acest guvern al lui Victor Ponta este o politică de sfidare, care diluează constant și progresiv democrația. Acest lucru trebuie să înceteze. Au trecut 6 luni de la alegerile prezidențiale. Acela a fost ultimul moment în care poporul a vorbit clar și răspicat. Mesajul pe care PSD refuză cu încăpățânare să înțeleagă în tot acest timp este acela că România este un popor de cetățeni care își apără drepturile. Oamenii au ales să fie reprezentați, dar nu conduși. L-au ales pe cel atent la nevoile lor, nu pe cel care se consideră îndreptățit să conducă o țară precum un stăpân de moșie. Au ales că vor politica celui care așteaptă votul și încrederea cetățenilor și nu a celui care cu înverșunare consideră că voturile sunt doar o adunătură de cifre pe care să le manevreze. Oamenii au ales fața curată, iar nu masca de sub care rânjește Victor Ponta. Stimați parlamentari PSD, au trecut 6 luni de când alegătorii v-au transmis și dumneavoastră că nu sunteți aleșii poporului, că nu sunteți privilegiații națiunii doar pentru că sunteți membri ai acestui parlament. Atât dumneavoastră cât și noi suntem doar reprezentanți, cei împuterniciți cu interesele poporului, iar nu cu ale noastre. Acum veți înțelege poate de ce Victor Ponta este un faliment și de ce este atât de important pentru noi să traducem în lege ceea ce nu există acum și e o nedreptate, anume garantarea deplină a dreptului la vot. Dacă Victor Ponta a blocat cu rea intenție votul românilor la alegerile prezidențiale pentru străinătate, acum recidivează. Refuză organizarea alegerilor parțiale locale și parlamentare. Pentru acest lucru, care este un derapaj grav de la normele democratice, el trebuie sancționat. Victor Ponta a fost trimis acasă deja la prezidențiale. Același lucru trebuie să-l facem și noi, astăzi, aici, în Parlament. Votul prin corespondență este proiectul validat în alegerile prezidențiale. Este proiectul pe care președintele Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal l-au asumat pentru că s-a dovedit
și cu contribuția guvernului Ponta, o necesitate absolută pentru democrație. După alegerile prezidențiale, PSD nu a prezentat niciun proiect de lege privind votul prin corespondență. PNL a prezentat propriul proiect de lege, redactat în urma consultării cu asociațiile cetățenilor români din diaspora. PSD a blocat această inițiativă, fără nicio justificare. La fel a procedat PSD și cu proiectele de lege anterioare. Nimic nou sub soare. A respecta, așa cum pretindeți, rezultatul alegerilor ar fi însemnat să nu vă opuneți adoptării acestui proiect de lege. Ar fi însemnat să fiți primul care îl semnați atunci când v-am cerut-o. Ar fi însemnat să nu vă ascundeți în spatele declarațiilor generale evazive, ci să acceptați cu subiect și predicat faptul că este un pas fundamental pentru consolidarea democrației. Chiar dacă în mod formal inițiativa a venit din partea opoziției, nimic nu v-ar fi împiedicat să o acceptați. Dar pentru acest lucru ar fi trebuit să vă călcați pe orgoliu și să recunoașteți în fața tuturor abuzul pe care l-ați săvârșit. PSD a dat încă o dată dovadă că este incomodat și deranjat de românii din diasporă. PSD a refuzat recent să introducă în legea alegerilor parlamentare reprezentarea adecvată a acestora în forul legislativ. PSD vrea cât mai puțin reprezentanți ai diasporii în Parlament. Domnule Ponta, ați vrut să ajungeți președintele României prin sabotarea deliberată a românilor din diaspora. E timpul să recunoașteți și să părăsiți puterea. Întreaga Europa a văzut ce s-a petrecut la alegerile din toamna anului trecut. Umilința la care au fost supuși românii din străinătate doar pentru că au îndrăznit să vrea să voteze. Interesul personal, evident și direct, de a deveni președintele României cu orice preț, v-a făcut să limitați votul românilor de peste hotare doar pentru că aveau alte opțiuni politice decât cele acceptate de Partidul Social Democrat. PSD a susținut în diverse ocazii că introducerea acestei legi este o prioritate, dar totul a rămas la nivel de declarații fără acoperire. La alegerile prezidențiale din noiembrie 2014, câteva mii de cetățeni români nu și-au putut exercita dreptul la vot. PSD a acționat deliberat pentru împiedicarea dreptului de vot al cetățenilor români din diaspora. Ancheta organelor de cercetare penală privind votul din diaspora este în curs de desfășurare. Guvernul Ponta nu a găsit niciun vinovat, în afară de doi miniștri de externe, Titus Colățean și Teodor Meleșcanu, care au demisionat. Nici măcar aceștia nu și-au asumat vreo vină, primul fiind în continuare senator PSD, al doilea consilier personal al lui Victor Ponta. A stabilit domnule Ponta, cu ajutorul condamnatului penal Liviu Dragnea, un întreg sistem normativ, organizatoric și de comunicare, prin intermediul căruia participarea diasporei la vot să fie blocată, subestimată și minimalizată sub aparența legalității. S-a anunțat, de pildă, că în 2014 va fi respectat numărul secțiilor de votare din străinătate, utilizate și în cadrul alegerilor anterioare. Dar locul în care aceste secții au fost organizate a fost schimbat astfel încât ele să servească un număr cât mai mic de cetățeni. Au fost desființate secții esențiale și au fost înființate sau păstrate secțiile aproape inutile, în ciuda datelor de la alegerile anterioare. În Spania, de pildă, s-a renunțat la secția de votare din Las Palmas de Gran Canaria, din insulele Canare, în care trăiește o comunitate de circa 8.000 de români. Ei ar fi trebuit să străbată mii de kilometri pentru a putea vota. S-a menținut însă secția din Santiago de Compostela, pentru că acolo în 2009 au votat doar 80 de cetățeni români. La Londra, deși numărul românilor s-a dublat de la alegerile din 2009, au fost înființate tot 3 secții de votare. În SUA, numărul secțiilor de vot a scăzut de la 28 la 22. Două secții au fost desființate numai în Chicago, unde trăiește una dintre cele mai importante comunități românești, fiind însă organizate secții cu doar câteva zeci de voturi. În Italia, unde numărul românilor a crescut constant, au fost stabilite cu 4 secții mai puțin decât în 2009. Guvernul Ponta a renunțat la secție de votare din Rimini, Latina, Terni, Olbia, Viterbo, Macerina, Guidonia, localități în care trăiesc comunități românești consistente. Pentru a vota, 10.000 de cetățeni români din Latina și Sețe, din regiunea Lazio, ar fi trebuit să parcurgă 100 de kilometri până la Roma. În schimb, Ministerul de Externe a înființat secții noi la San Remo și Canicati, unde numărul românilor e mult mai mic. La Torino, unde avem o comunitate de 50.000 de români, aceștia au fost deserviți de o singură secție, în timp ce la Trieste, unde avem doar 2.000 de români, au fost înființate 2 secții de votare.
În Republica Moldova, guvernul Ponta a luat decizia de a împiedica pe românii basarabeni să voteze după ce la secțiile de votare deschise la alegerile parlamentare PSD a obținut extraordinarul scor de 5%. Guvernanții au pretins că au luat în considerare numărul și amplasamentul secțiilor de votare de la alegerile prezidențiale precedente din 2009, ignorând faptul că din 2009 până în 2014 sute de mii de basarabeni au căpătat cetățenia română. Candidatul Ponta a fost imun la avertizmentele că alegerile sunt organizate dezastruos. Guvernul a fost avertizat constant de românii din diaspora, de organizațiile non-guvernamentale și de parlamentarii de diaspora că se îndreaptă spre un dezastru organizatoric și că blochează dreptul la vot al românilor. A preferat să tacă și când nu a putut o face, a răspuns agresiv și zeflemitor. Chiar în ziua votului, 16 noiembrie, doamna Gabriela Vrânceanu Firea, același purtător de cuvânt al PSD, a prezentat imagini prin care încerca să demonstreze că românii se înghesuie deliberat la secțiile de votare din Londra, în timp ce la altă secție din apropiere, cu ghilimelele de rigoare, nu este nimeni la urne. Era vorba însă despre o secție aflată la 350 de kilometri de Londra, așa vedea dumneavoastră apropierea, la Liverpool, organizată tocmai pentru a bifa criteriul numeric ipocrit stabilit de guvernul Ponta. Premierul Ponta însuși a dat alarma pe față în văzul întregii națiuni la momentul unei dezbateri, când i-a răspuns lui Klaus Iohannis, dacă vă mai aduceți aminte, că principiul, citez, fiecare cetățean are drept la vot, închis citatul, este, citez, o lozincă, închis citatul. Nu, nu este o lozincă, nu. Este chiar temelia oricărei democrații. Loziți sunt vorbele pe care le auzim neîncetat din gura actualului prim-ministru, rostite cu tupeu și fără rămușcare. Chiar dacă nu-i convine domnului Victor Ponta, românii din străinătate sunt în aceeași măsură cetățeni ca și dumnealui. Au aceleași drepturi, ba chiar spre deosebire de încă primul ministru Ponta, acei români sunt mai legați de această țară decât este cel care asigură acum șefia guvernului. Acei români trimit în țară mai mulți bani decât orice investitor străin. Acei români pe care îi ignorați voi cei de la PSD au părinți și copii în România. Din munca acelor români vin taxe și impozite pe care stă guvernul susținut până acum de majoritatea parlamentară. Această atitudine pe care o contestăm și cerem să înceteze a dus la realitatea inacceptabilă că românii de peste hotare au fost loviți și atacați cu gaze lacrimogene doar pentru că au manifestat un spirit civic. În mileniul 3 atacați cu gaze lacrimogene. Și asta e exclusiv din vina guvernului Ponta, pentru că forțele de ordine din statul unde sunt acreditate misiunile diplomatice ale României suplimentează efectivele de pază și ordine doar la solicitarea scrisă a reprezentanțelor diplomatice. În urma acestui moment, pe care dorim să nu-l uitați, Partidul Național Liberal și-a asumat să pledeze cu îndârjire pentru soluții prin care drepturile politice ale tuturor românilor din țară și de peste hotare să fie reprezentate. Pentru România, asta înseamnă că obligăm guvernul Ponta în instanță să organizeze alegeri parțiale. Am făcut-o, dar, în ciuda deciziilor justiției, guvernul Ponta refuză organizarea alegerilor. Pentru diaspora înseamnă să găsim o soluție pentru a garanta românilor că pot vota indiferent de țara în care se află sau de simpatiile politice pe care le nutresc. Am găsit acea soluție, dar guvernul Ponta o blochează sistematic. Suplimentarea numărului secțiilor de votare din străinătate nu este o soluție. Dar am văzut în 2014 guvernul cum a refuzat cu obstinație să o facă. Nu mai putem lăsa această răspundere exclusiv în sarcina unor organisme care își pot dovedi incompetența sau partizanatul politic. Creșterea numărului secțiilor de votare prin calibrarea prealabilă, grație înscrierii pentru vot, nu garantează sub nicio formă capacitatea de a acoperi funcțional tot spațiul diasporei românești. Sunt zone în Europa, Orientul Mijlociu, America, Africa, în care statul român nu are și nu va avea niciodată o acoperire instituțională rezonabilă. Și unde totuși există comunități cu mii de români, acești români avem obligația să îi sprijinim printr-o soluție urgentă de vot la distanță. Pentru că fiecare dintre ei este prețios și are dreptul de a vota, indiferent că se găsește în insulele Canare, în Haifa, la Dallas sau în Cape Town.
Sunt român chiar în țările cu cele mai multe reprezentanțe diplomatice care trebuie să parcurgă distanțe prea mari pentru a vota. Pentru alții este prea costisitor, ori serviciul chiar nu le permite să ajungă la secțiile de votare. În acest scop avem nevoie de votul prin corespondență. Este o soluție care a întârziat prea mult a fi pusă în practică și în România. Italia, Austria, Marea Britanie, Belgia, Elveția, Germania, Spania, Irlanda, Franța, Luxemburg, Canada, Suedia, Norvegia, Noua Zeelandă și mai multe state din Statele Unite ale Americii practică cu succes în diferite forme acest sistem care reprezintă o uzanță pentru statele democratice. În Marea Britanie, la ultimele alegeri, 15% dintre alegători au folosit votul prin corespondență. Vreți să cunoașteți lista țărilor care nu utilizează votul prin corespondență, ci prezența personală la urne? Ca să vedeți care sunt vecinii noștri în ceea ce privește această decizie politică. Afganistan, Angola, Azerbaijan, Belarus, Botswana, Bulgaria, Capul Verde, Republica Centrafricană, Columbia, Coasta de Fildeș, Croația, Cehia, Djibouti, Republica Dominicană, Ecuador, Guinea, Finlanda, Georgia, Ghana, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Iran, Irak, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Moldova, Mozambic, Namibia, Niger, Peru, Federația Rusă, Ruanda, Senegal, Singapore, Africa de Sud, Sudan, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina, Uzbekistan și chiar Yemen. Țineți cont de faptul că din acest bilanț dispar în fiecare lună câte două state. Victor Ponta are un singur obiectiv. Să câștige timp până când legea votului prin corespondență nu mai poate fi aplicată la alegerile parlamentare din 2016. Pentru a-și conserva privilegiile politice, este evident de ce Ponta și PSD sunt dispuși să blocheze dreptul universal la vot. Partidul Național Liberal a elaborat legea votului prin corespondență, unicul proiect de lege complet de până acum. A fost rezultatul unei consultări publice care a implicat asociații din diaspora, ONG-uri specializate în problemele electorale, constituționaliști și specialiști de la Autoritatea Electorală Permanentă. Este un proiect la cheie, față de care singura replică pe care a putut să o producă actuala putere a fost prin gura domnului Călin Popescu-Tăriceanu. Citez. Dacă românul din străinătate își vinde votul pentru mic șobere, închis citatul. Sau poate ar trebui să-l cităm și pe domnul Valeriu Zgonea, care se pronunța încă din 2014. Prezent la o reuniune cu comunitățile românilor din Italia, acesta a declarat, citez, pentru a se adopta votul prin corespondență, ar trebui să existe voință politică. Pentru 2016 mi-e greu să cred că se va aplica. Cel puțin dumnealui a fost sincer. Parlamentarii PSD, majoritari în Comisia de Cod Electoral, sunt cei care zilele trecute au respins o propunere susținută de semnatarii moțiunii în vederea creșterii numărului de parlamentari care să reprezinte interesele diasporei românești. Prin acest vot, demagogia de care dă dovadă Victor Ponta a fost validată de parlamentarii puterii. Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, sub conducerea PSD, în loc să promoveze introducerea votului prin corespondență, vedeți, se numește Pentru Românii de Pretutindeni, apropo, a creat baza pentru a nu rezolva această problemă, devenind departamentul politici împotriva românilor de pretutindeni. Această problemă nu este menționată între prioritățile sale de acțiune potrivit documentului Strategia privind relația cu românii de pretutindeni în 2013-2016. De altfel, nici programul de guvernare al guvernului Ponta pentru perioada 2013-2016 nu prevede ca o necesitate introducerea votului prin corespondență. Concluzia este simplă. Principalul blocaj privind exercitarea dreptului la vot prin corespondență vine din partea PSD. Dacă în actuala sesiune parlamentară proiectul de lege privind votul prin corespondență nu este adoptat, există riscul ca la următoarele alegeri parlamentare din 2016 să se voteze prin aceleași metode ca și la alegerile din 2014, iar dreptul la vot să fie în continuare îngrădit. Guvernul Ponta a atins limita incompetenței și a lipsei de bună credință în privința votului prin corespondență. Intervenția președintelui României de a găsi totuși o modalitate prin care partidele politice să ajungă să soluționeze problema votului prin corespondență s-a lovit de refuzul sistematic al guvernului Ponta de a veni cu soluții sau de a discuta. Au fost epuizate toate căile instituționale de deblocare a situației generate
de refuzul PSD de a discuta introducerea votului prin corespondență. Singura soluție pentru deblocarea acestei situații este schimbarea actualei echipe guvernamentale prin votul democratic al Parlamentului. Este motivul pentru care semnatarii moțiunii au inițiat acest demers. Semnatarii moțiunii au soluții. PNL s-a angajat nu numai prin proiectul de lege pe care l-a inițiat, ci și prin programul de guvernare votat și asumat de cel mai reprezentativ for al partidului. Este nevoie de un nou guvern, de o nouă viziune, de deblocarea urgentă a unei situații prin care sunt îngrădite drepturile constituționale ale unei importante categorii de cetățeni români. Aceeași călcare în picioare a dreptului la vot de către guvernul Ponta se produce chiar în aceste zile, după ce justiția a constatat excesul de putere al executivului. Victor Ponta refuză reprezentarea diplomatică a câtorva sute de mii de români. Domnule Ponta, de ce nu refuzați să primiți la buget și taxele sau impozitele pe care le plătesc acești oameni? Citez, nu există taxare fără reprezentare. Este o regulă de aur a democrației pe care dumneavoastră o ignorați cu bună știință. Este aceeași atitudine nepăsătoare și disprețuitoare, dacă nu chiar din răzbunare față de românii de pretutindeni. Asigurarea unor alegeri corecte, a reprezentării cetățenilor și respectarea termenelor scrutinelor ar trebui să fie prima grijă a fiecărui executiv democratic. Nu o să vedeți această preocupare din partea guvernului condus de Victor Ponta, care în continuare ignoră deciziile instanțelor judecătorești care obligă executivul să organizeze aceste alegeri. Sunt 19 colegii de senatori și deputați unde cetățenii nu mai beneficiază de reprezentare parlamentară, în ciuda faptului că legea obligă guvernul să organizeze alegeri. Este vorba de sute de mii de români din Galați, București, Bacău, Buzău, Caraseverin, Dâmbovița, Covasna, Dolj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mureș și Vrancea, care nu sunt reprezentați în acest moment. Guvernul Ponta ar trebui să organizeze alegeri parțiale pentru funcțiile vacante de președinte al Consiliului Județean în 6 județe. Botoșan, Neamț, Vâlcea, Mehedinți, Cluj și Brăila. Și pentru funcțiile vacante de primar în 28 de localități, inclusiv primării de municipii, reședințe de județ, precum Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamț, Târgu.